Salutare, bă băieți, și bine ați venit la un nou clip Ați ghicit cu pietre. O să facem o figură, deci e o grese din asta, sandstone, cum se zice în engleză, sedimentară. N-are nicio valoare de niciun fel, dar se prelucrează foarte, foarte ușor. Voi încerca astăzi să fac un fel de față din asta încruntată. Așa. Bun, până aici e bine. Asta este tot desenul de care am nevoie și mai departe o să-i dăm drumul la treabă. Setup-ul este foarte simplu, un set de freze, piatra, un pic de apă să mai curățăm piatra. Am montat deja o freză din asta. O să încep să iau un pic de aici, mai mult, de-aia am îngroșat așa ca să știu că trebuie să iau și îi dăm bătaie direct. Gata, am un pic de progres aici. Am reușit să-i fac orbitele astea, să dau un pic de formă. Gura a ieșit și ea, dar a început să bată vântul, sper să mă lase să termin. Vreau să o curăț un pic, mi-am adus și o periuță de din să văd și mai bine aici. Începe să prindă formă. O piatră de grădină, da? Nu are nicio de ghiveci. Nu are nicio pretenție de altceva, ci doar ceva de hobby. Trebuie să mai lucrez un pic la obraje. Acum îi dăm un pic de finețe așa pe partea asta, urmând ca să mai luăm mai mult material fără frică așa. A schimbat freza.
Mă amuză teribil fața asta așa. A fost o panet pe undeva și mi-am zis trebuie să o fac și eu. Nașpa că nu pot să filmez pe un trepied pentru că bate vântul extrem de tare. Mi-a dat telefonul de pereți ăștia pe aici, am zis că l-a nenorocit. Însă văd că n-a pățit nimica. Cred că o să iasă și mai bine de atât. Mai aveți răbdare, trebuie să iau pe la obraje ăștia pe aici și să mai fac ceva pe la gură și mai e ceva de lucru. Dar eu zic că este foarte mișto. Gata, bă, băieți, nu am terminat-o, voiam să vă arăt cum a ieșit până acum, cam asta este, dar mai am un proces de... am dat cu aceton acum și nu am reușit să-i scot markerul ăsta cu care am făcut primele zi, am însemnat unde trebuie să lucrez. Mai am un proces și anume, piatra când e uscată, mai ales după ce ai frezuit-o sau cum se zice pe aici, frezat-o pe aici, rămâne albă și nu îmi place. Așa cum am făcut și la celelalte, o să încerc un pic să o antichizez, adică să o fac un pic mai veche și pentru asta urmează ceva special ce n-am mai făcut până acum. Deci următorul proces și ăsta final. Deci am de ultimul proces, vom folosi o torță din asta, un pic de flodor, pasta de asta de capantă. Ăsta va intra în fibre, în porii pietrei, ea nefiind șlefuită. Și după care o voi arde un pic cu torța aia. Să, cred că mai repede fac cu degetul, pur și simplu. Sper să nu ia foc, dar avem un bidon cu apă. Alături. Poate scap și de negreala asta de pe buze. Chiar nu reușesc, nu-mi dau seama cum dracu aș putea să scap de ea. Bun. Punem asta deoparte. Prima dată nu prea mi-a reușit, m-am dus și am luat niște cărbuni din ăștia din grătanul de afară. Am mai pus niște pastă din aia și acum am dat și cu cărbune pe ea. Mi se pare că a ieșit foarte bine, însă acum e usuroasă și nu vreau să fie... Vreau să duc stratul ăla de... de un soare de pe ea și se duce, cred că am găsit rețeta, gata.
Acum arde și cărbunele ăla, cred că după aia, cu pasta aia de capantă. Gata, o lăsăm să se răcească și după aceea o să vă arăt. Gata, băieții. Am terminat-o. Băi, eu zic că a ieșit destul de bine. Mi se pare foarte ornamental, așa, sincer. Acum pare că are așa, aproape o strălucire metalică. Nu știu cum o vedeți voi. Nu mai este unsuroasă deloc. S-a luat ăla, a rămas, a intrat... A făcut ca un fel de cremă, să zic așa, a intrat cărbunele ăla cu chestia, cu pasta aia, prin toți porii ăștia. Și am vechit-o așa un pic. Dacă o lăsam albă, chiar era ceva, ai văzut, când dai cu var și rămâne pe gresie, chestie care nu se ia niciodată, așa rămânea și pe asta. Și îmi pare bine cum a ieșit, sincer. Este foarte arătoasă. Chiar o să mai fac pentru toată grădina asta pe care o am eu pe aici. Ok, mulțumesc mult că v-ați uitat până aici. Acum nu rămâne decât să găsim un loc în ghivecele astea pe care le am, ori în partea aia, ori în partea asta, să vedem pe unde va sta. Ia să vedem, se potrivește aici. Deci când vii și te uiți în salcâmul ăsta, vezi pe tipul ăsta încruntat. Se vede bine. Mulțumesc încă o dată și dacă v-a plăcut, lăsați și voi un like acolo. Salutare și pe data viitoare!